Ronaldo Nazario, Luis Figo și, bineînțeles, al nostru Gheorghe Hagi se numără printre cei mai importanți fotbaliști care au jucat atât pentru Real cât și pentru Barcelona. Iar să vă voi vorbi despre istoria El Clasico, confruntarea dintre aceste două echipe magnifice. Poate ce vă spun vă va surprinde, dar Barcelona este echipa cu o istorie mai mare decât a Realului, formată în 1899, acum 121 de ani, față de Real Madrid, care a fost fondată în 1902. Când vine vorba de palmares, Barcelona domină, având 97 de trofee în total contra Madridului cu 95. În total, între cele două echipe s-au jucat 279 de meciuri, Real Madrid având 102 victorii și Barcelona 115, terminându-se la egalitate 62 de meciuri. Primul meci dintre cele două echipe s-a disputat pe Hipodromul din Madrid în 13 mai 1902, în contextul semifinalei Copa de la Coronación, primul turneu oficial organizat în Spania. Meciul a fost câștigat cu 3-1 de Barça, iar din acest moment, rivalitatea dintre aceste două echipe a început. Cumva, era și este un conflict politic, Madridul fiind capitala Spaniei și Barcelona a Cataluniei, mereu au fost divergențe între aceste două mari orașe, iar derbiurile nu făceau altceva decât să pună și mai mult jar pe foc. În 1943, s-a disputat semifinala Copa del Generalissimo, unde în prima manșă Barcelona a câștigat cu 3-0. Până la returul de săptămâna următoare, presa spaniolă a publicat multe articole referitoare la fanii catalanilor, cărora le-ar fi fost dat fiecăruia dintre ei, după cumpărarea biletului, câte un fluier pentru a distrage Realul la orice atingere de balon. Astfel, la retur, fanii Barcelonei au fost interziși în a lua parte la meci. În ziua meciului, autocarul echipei catalane a fost bombardat cu pietre de către fanii madrilenilor, iar cu 5 minute înainte de începerea partidei, careul mic al Barcelonei era plin de monede. Urmând ca pe durata partidei portarul lor să fie țintuit de pietre sau de sticle, una fiind foarte aproape să-l nimerească. Real Madrid conducea cu 2-0 în mai puțin de 30 de minute, iar următorul gol aducea și o eliminare în rândul Barça, la care Real Madrid, văzând demoralizarea completă a adversarilor, au început măcelul, marcând în minutele 31, 33, 35, 39, 43 și 44. La pauză, scorul era de 8-0. În final, meciul s-a terminat 11-1, presa spaniolă numind golul Barcelonei ca o amintire că joacă două echipe pe teren. Acest meci a fost cel care a arătat lumii pe Real ca fiind opresorii și Barcelona victimele. Portarul de rezervă al Barcei în acel moment, Fernando Argilo, a spus că nu exista nicio rivalitate între cele două echipe până la acest meci. Rivalitatea s-a intensificat în anii 50, când cluburile s-au bătut pentru semnătura lui Alfredo Di Stefano, fotbalistul impresionându-le pe amândouă, jucând în Columbia pentru Los Milioneros. Cele două echipe au încercat să-l semneze, dar din cauza unor confuzii referitoare la clubul său din trecut, River Plate, amândouă au afirmat că dețin jucătorul. În urma unor decizii FIFA, s-a decis ca Barça și Real să împartă jucătorul pe sezon. Astfel, Di Stefano ar fi trebuit să joace primul sezon la Real și al doilea la Barcelona. Conducerea Barcelonei s-a simțit complet umilită, anulându-i contractul argentinianului, acesta devenind oficial jucătorului Real Madrid. Di Stefano a devenit un instant hit la Real, înscriind o dublă în primul meci contra Barsei, contribuind la prima serie de 5 trofee consecutive ale Cupei Campionilor câștigate de Real. În 2000, viitorul președinte al Realului, la acea vreme candidat, Florentino Perez, i-a oferit vicecapitanului Barsei un pariu pe 2,4 milioane de euro. Dacă Florentino Perez câștiga alegerile, Luis Figo ar fi urmat să vină la Real, dar dacă le-ar fi pierdut, Luis Figo rămânea și cu cele 2,4 milioane de euro și rămânea și la Barcelona. Evident, Figo a acceptat, pentru că părea o ofertă de nerefuzat, iar dacă acesta rupea înțelegerea, trebuia să-i plătească lui Perez 30 de milioane de euro. După cum știți, Florentino Perez a ajuns președinte al Realului, deci lui Figo îi rămâneau două variante: să trădeze Blaugrana și să semneze cu rivalii lor de moarte, sau să plătească enorma sumă de 30 de milioane de euro pe care nu o avea. Așadar, Figo se transferă pe Santiago Bernabeu. De fiecare dată când juca în El Clasico, Luis Figo era întâmpinat ca diavolul în persoană, fiind țintuit meci de meci cu sticle, monezi, brichete și, cel mai notabil, de un cap de porc.
Pe 29 noiembrie 2009, Messi vs Ronaldo avea să se întâmple pentru prima oară într-un El Clasico, Messi ieșind învingător. Au urmat 9 ani de confruntări incredibile între rivalii Messi și Ronaldo, cu meciuri de neuitat ca Manita Barcelonei sau calma lui Ronaldo, reveniri, întoarceri de scor, eliminări și multe, multe goluri marcate în El Clasico, dar de la plecarea lui Ronaldo la Juve, spectacolul derbiului legendar nu a mai fost acela. În prezent, Atletico Madrid a preluat ștacheta de cea mai bună echipă a Spaniei, câștigând campionatul anul trecut. Însă, viitorul sună bine pentru cele două echipe, cu noi staruri precum Pedri, Ansu Fati, Vinicius Junior sau Mbappé, care au potențialul să facă El Clasico ceea ce a fost odinioară. Așa că vă invit cu drag să aveți răbdare și să celebrăm meciul rege de duminică aceasta. Până data viitoare, v-am pupat! Ciao!